Elit mezeluri cu gust desăvârșit îți prezintă emisiunea Meriți. Rămâi alături de noi și descoperă lumea bunului gust. Salutare, prieteni dragi! Salutare, suntem din nou pe Metropola. Fie repuși în societate pe poziția pe care o merită. Astăzi avem alături de noi o altă poveste, povestea noastră de trezire de la ora 10 și jumătate seara. Pe cine avem în seara asta? Sunt la fel de curios ca și voi, pentru că știți bine, sunt împreună cu voi spectatorul acestor fapte. Hai să vedem materialul cu cel pe care l-avem astăzi invitat pe scaunul de merit. A fost odată ca niciodată, că dacă n-ar fi, nu s-ar povesti. Am ales să începem așa materialul de astăzi, pentru că invitatul nostru este ca venit dintr-o poveste, cu oameni minunați care fac magii pentru a ajuta oamenii. Să o luăm cu începutul. Era decembrie 2018 când Marius Ilie, eroul nostru, ce va veni pe scaunul de merit, a văzut un clip pe YouTube. Era un discurs al lui Vlad Voiculescu, care avea ca temă următoarea întrebare. Sunt eu oare păzitorul fratelui meu? A ascultat cu atenție și a fost extrem de impresionat. A înțeles exact ce spunea, că o singură persoană poate face diferența. Din acel moment a început să se gândească ce ar putea să facă pentru această lume ca să mulțumească pentru tot ce i-a dat Dumnezeu. Tot întrebându-se ce să facă, și-a amintit cum era în copilărie, câte lipsuri avea, cât de mult tângea după o jucărie sau după o hăinuță. Și uite cum, pe 13 decembrie 2018, Marius a început să scrie la prieteni care aveau copii să-i roage să doneze ceva hăinuțe sau jucării. A tot scris până când în toamna lui 2019 a strâns un etaj întreg al unei case de saci cu haine, jucării, încălțări pentru copii și chiar și pentru adulți. Pe toate le-a sortat și împachetat bine și le-a trimis la Vaslui, la o altă asociație care a ajutat familiile nevoiașe din tot județul. În decembrie 2019 a aflat de o fată, Eli Neicuț, care construia o căsuță pentru 6 copii și și-a zis invitatul nostru că este momentul să înceapă să strângă și alimente. Pe atunci s-a alăturat și un fost coleg din liceu care s-a implicat imediat în acțiune și a avut ideea să facă totuși și o postare cu binele pe care îl fac.
Surpriză, postarea a avut un mare succes. A ajuns ca în 2020 să facă o acțiune de Paște și una de Crăciun, mult mai mari, ajungând la foarte multe familii nevoiașe. În prezent, are în desfășurare o acțiune pentru un copil de 11 ani, Ștefănuț, crescut de bunici. Mama l-a părăsit și de tată nu se mai știe nimic. Ștefănuț învață foarte bine și pentru acest motiv, Marius împreună cu prietenii lui îi renovează o cameră din casa din chirpici a bunicilor. Și povestea este fără de sfârșit. Tocmai de aceea l-am adus azi la emisiune să ne spună tot. Marius Ilie, ești un om magic, cu o inimă magică și ai tot respectul nostru, pentru că meriți. Așa cum vă spuneam, prieteni, ce frumos este să încerci pe urmă să adormi având în gând povești și fapte bune. Și acum mă bucur și eu că îl am lângă mine pe cel pe care l-am văzut până acum. Salut, Marius! Bună seara! Vă mulțumesc din suflet pentru invitație. Sunt de-a dreptul onorat și vă felicit tare mult pentru această emisiune. Chiar este nevoie de o emisiune de genul acesta unde să arătați oameni care chiar încearcă să ajute. Eu sunt decât cel care a venit să vorbească despre ce facem noi în general. În spatele meu sunt alți oameni care contează mai mult decât fac eu. Eu sunt acea persoană care a pornit demersurile în urmă cu câțiva ani, împreună cu soția mea. Astăzi lucrurile s-au devenit din ce în ce mai frumoase. Și tot e o magie. Și oamenii și numele acestei asociații pe care anul ăsta legal am înființat-o spune de fapt inimi magice, înseamnă inimile oamenilor care dăruiesc. Cum se numește asociația? Asociația Inimi Magice. Inimi magice. Și numele provine de la inimile magice ale oamenilor care dăruiesc și care le pasă. Da, vezi tu spuneai, și eu știu și prietenii noștri știu că tu reprezinți un grup, tu reprezinți o comunitate. Toți cei care au stat pe scaunul de merit au reprezentat un grup sau o comunitate. Ei n-au fost, nu au fost piese singulare. Asta mă face să cred că demersul nostru de luptă, pentru că până la urmă voi, grupurile voastre, reprezentați lupta noastră și lupta asta continuă cu mediocritatea, mă face să sper că avem un mare viitor. Și nu, dragul meu, noi suntem onorați că te avem, nu tu ești onorat. Și nu, dragul meu, nu ești tu cel care nu contează și doar ceilalți, toți contăm, pentru că toți suntem rotițe într-un angrenaj pe care, așa cum știu și prietenii mei, dorim aici, cumva, să-l pornim. Este o redeșteptare. Și îți mulțumesc că ai venit aici la ceasul ăla care sună dimineața. Mulțumesc tare mult, mulțumesc, sunt onorat și mă înclin. Zici că ai început împreună cu soția? Am început împreună cu soția în 2018, în decembrie. Am văzut, urmăream o asociație de la Vaslui, unde acolo, din păcate, este polul sărăciei, numesc eu, din România. Nu știu dacă e un pol al sărăciei. Cred că este un loc sărac și... Da, foarte sărac. Și m-am gândit că totuși ar fi bine să încep să strâng hăinuțe pentru cei copii de acolo. Am văzut poze în timpul iernii unde nu aveau cu ce să încalțe și au desculți, dezbrăcați afară. Și am zis că de aici trebuie să începem. Și așa am început să strângem haine, am început din 2018 decembrie, am strâns hăinuțe și 2019 până în decembrie, le-am distribuit, le-am trimis acolo, apoi ne-am gândit că trebuie să trecem la un alt nivel și să încercăm să strângem și alimente și am descoperit o familie pe care Eli Năicuț o ajută atunci și am zis hai să încercăm și m-am apucat să scriu la prieteni. Nu vreți cumva să dați și aliment, urma Crăciunul. Și am zis, dacă sunt câteva alimente, este perfect. Am umplut casa de alimente, am dus un logan întreg către acea familie, au fost extraordinar de bucuroși și ce ne-a rămas, pentru că s-au strâns multe, am mai dus la încă 6 familii, un procent foarte mare. Pe urmă n-ai mai putut să strângi, că le-au golit românii când le-au zis, vine pandemia, n-ai mai găsit niciun aliment pe raftă. Și apoi prietenul meu, Marius Alexandru, care face parte din acțiune și este cu noi de la început și este fondator în acțiune, a zis, hai să facem o postare. A zis, dacă vrei tu să scrii și știi tu să scrii ce
crezi că trebuie să fă tu postarea, sunt de acord. Și de acolo a început acel bulgăre care îl faci mic și dai drumul să, la vale. Și ne-a umplut mesageria cu vreau să ajut și eu când e următoarea acțiune și am zis, ăsta e startul, deci de aici nu ne mai oprim. Stai seama câți oameni doresc să sară în ajutorul foarte oamenilor. Mulți, am foarte mulți prieteni, foarte multe cunoștințe. Acum pot să spun că avem oameni care ne văd din share-uri, din distribuiri, din, avem un prieten în Roma, în Italia, care ne trimit donații, în Anglia, în America și tot așa. Este deja o multinațională. O multinațională a magiei și a binelui. Mulțumim Dumnezeu, sunt oameni mulți pe această lume care vor să facă bine și care trebuie decât să-i urnești un pic, trebuie decât să le dea acel impuls și vin și fac bine. Sunt uimit, zi de zi sunt uimit că primesc mesaje, vreau să ajung și eu de la oameni care noi, deja nu-i mai cunosc, nu știu cine sunt, dar efectiv văd ce facem și... Cum cine sunt? Sunt semeni de-ai tăi, frați de-ai tăi, care au un suflet, da, care au un zâmbet, care au poate o familie, care iubesc, oameni care gândesc. Oameni care au inima bună, dar a stat acolo, n-au avut acel exemplu. Și eu cred în puterea exemplului, dau un exemplu și dăm un exemplu prin ce facem și cei care ne văd vin alături de noi. Asta e magia, asta zi de zi sunt uimit și zi de zi sunt efectiv, sunt mult mai fericit și bucuros și eu și oamenii care dăruiesc de când facem lucrurile astea. În pandemie, este o cheia succesului pentru mine. În pandemie ai reușit să faci ceva? În pandemie am făcut mai mult decât mă așteptam. De Paște, exact când eram în plină pandemie, am zis ce aș putea să cer eu acum când toată lumea e rezervată să mai cheltuie bani și nu se știe ce se întâmplă și toată lumea își cumpără alimente, cum să le mai dăruiască dacă toată lumea își face depozit acasă de alimente. Și am început să scriu ceva de genul la prieteni, cumva ai niște murături de care ți-au mai rămas de Crăciun sau zacuscă sau ceva, borcane pe la... Și nu mi-a adus nimeni nici murături, nici zacuscă și am umplut din nou casa cu multe boxuri, multe de... Și de la detergent, alimente de bază, cartofi, am avut tonă de cartofi, am avut, iarăși am făcut, iarăși s-a întâmplat o magie cu oamenii care au venit. Și cum le-ai trimis la... Noi ajutăm, eu sunt din Bolintin Vale, județul Giurgiu, suntem mutați de 10 ani în București și am început să ajutăm oamenii din localitatea și de lângă localitatea Bolintinului Vale, unde automat avem acces și aflăm mai repede despre ei și găsim mai repede și suntem alături de ei, nu mergem doar să ducem alimente și gata. Mereu spun că, ok, alimentele umple bucătăria sau cămara, dar vorba, povestindu-le, întrebându-i cum se simt, vorbind cu ei, le umple sufletul. Asta e ce mai important decât alimentul. E o cămară importantă și asta, suflet. Da, este foarte important. E bine să-l ai plin. Sunt convins că foarte mult se bucură mai mult de faptul că cineva le trece pragul. Acum, în 2021, am luat și... efectiv că am căutat bătrâni care au rămas singuri pe lume și e atât de... Deci pleci de la ei cu atâta energie și cu gândul că chiar contează mult. Am văzut la un moment dat la un copil o pungă de pufuleț care costă un leu. Ce impact a putut să aibă? O pungă de pufuleț, un leu. Le spun prietenul nostru, mulți sunt rezervați sau o parte din ei sunt rezervați până ajung să ne cunoască, să dăruiască. Au impresia că dacă dăruiesc o sumă, poate nu e de ajuns. Și le spun că pentru noi nu contează suma. Contează să dăruiești. Nu contează că e un leu sau că este 100 de lei. Contează doar să dăruiești. Și așa îi convin și le spun, le dau exemplu cu o pungă de pufuleț. Ce impact poate să aibă o pungă de pufuleț? Da. Și din nefericire am văzut că te ocupi acum și de un cazul copilului care abandonat de mamă sau cum? Da, da. Stai seama câte familii s-au dezrădăcinat în România pentru că România parcă nu mai vrea să își păstreze românii. Da. Din păcate așa este. Acești mediocri în ultimii 30 de ani au făcut tot posibilul astfel încât cât mai mulți dintre noi să plece. Cât mai mulți tineri care termină liceul să-și dorească să plece în afară. Toți tinerii, elitele, să-și dorească să lucreze în afară, pentru că dacă i-ar ține aici, ar fi un atac direct la mediocritatea și la mocirla pe care ei au perpetuat-o. Din păcate așa este, acesta este adevărul. Ia zi-mi despre copilul ăsta. Ștefănuț are o poveste tristă. E pentru clar că mulți alții. Ca majoritatea, de fapt... dar totodată are doi îngeri pozitori, bunicii lui,
Tot din județul Giurgiu, oameni, exact oamenii de la țară, muncitori, sunt destul de în vârstă, destul de bolnavi și ei, dar muncesc foarte mult. Au un cal, au o vacă, au o grădină, au un solar. Eu mă uit și nu vine a crede cine îi ajută. Pe căldurile alea din solar, știu că am avut și eu solare acasă când eram copil și când intrai mama mea... Sun pe bunic și îmi spune că este pe câmp și spun, bunicu, te rog frumos, este ora prânzului, deja afară sunt peste 30 de grade. Mergi, te rog, până pe seara odihnește, stai la umbră, hidratează-te și mai să faci treabă. Și zice, păi cine să facă, cine să facă? Tot încerc să-i curajez, să aibă grijă de ei și le spun din ce în ce mai mult să aibă grijă de ei doi, ca să poată să stea mai mult lângă... Câți ani are? Ștefănuț are 11 ani, este un copil de o timiditate frumoasă. Acum când ne-am cunoscut, a început să vorbească mai mult cu mine, în rest punea capul în jos, se înroșește. Efectiv, se acel copil grăsus și bucălat, așa, și cu ochii rotunzi și negri, așa, este o frumusețe de copil. Ne-am oprit între ghilimele aici pentru că încercăm să punem accent și pe educație. De fapt, unde suntem în zilele de astăzi ca țară, se simte lipsa de educație din România și că sistemul educațional nu este... Eu am spus de multe ori, este dacă marea masă mută și marele elefant ăsta se va porni, primul lucru pe care cred că este de făcut este schimbarea din temelie a sistemului educațional. Asta clar, este. Gândește-te primul lucru. Că sunt la ora actuală Ministerul Educației este cel mai mare angajator din Europa de Sud-Est. Dacă nu mă înșel, sper să nu mă înșel, are peste 200.000 de angajați. Nu pot să spun cifra exact. Dar la ora actuală Ministerul Educației prin ce face? Nu face altceva decât să-și păstreze posturile și ca orice profesor să poată preda oriunde, orice materie, indiferent de care sunt aptitudinile copilului. Ori educația este pentru copii, nu pentru profesori. Așa este, chiar așa este. Deci educația trebuie să pornească invers. Tu te focalizezi pe copil, nu pe clase de învățământ la care profesorii să-și facă norma. Nu, profesorii care știu să predea lucruri necesare pentru piața muncii și atât, ăia trebuie să rămână. Restul educației se poate face benevol, acasă, neplătită de stat. Familiile care vor să-și dorească sau își doresc copilul să fie multilateral dezvoltat și înaintat. Pentru că sunt copii dintre ăștia de excepție care vor cunoaștere. Ei pot oricând să facă lucrul ăsta, dar în primul rând pregătirea românului trebuie să fie pentru piața muncii. Le pregătești pentru viață. Exact. Din păcate noi învățăm multe teorie. Și după... Tu ai zis că ai făcut liceu unde? În Dimitrie Bonitineanu, exact în orașul Bonitin Vale, apoi facultatea de management financiar contabil în București, dar școala te învață... Cu ce ai ieșit tu după liceu? Cu o diplomă. Atât. Atât. Și din facultate tot cu o diplomă. Atât. Atât. Deci te-a pregătit, te-ai inclus în piața muncii toate pregătirea. Am diplomele ca să... Da, pentru că ai văzut că mediocrii asta cer acum diplome. Da. Ei se acoperă cu diplome. Își cumpără ceea ce nu au. Nici aici, nici aici, nici... Deci sunt varză totală. Da. Și au doctorate, și au... Am terminat, nu știu ce, am făcut specializare, nu știu ce. Ei își cumpără. Pentru că piața muncii, de fapt, dacă... Eu spuneam... Acum fac o paranteză, zic, dacă pe ăștia îi scoate afară, cred că dintr-o sută, nu știu dacă și-ar găsi 20 de oameni locul în viața privată la muncă. Așa este. Cine dracu să angajeze bagabonți dintre ăștia din cu diplome? Când au ieșit din sistemul public, da, din diverse motive, s-au schimbat postul, s-au desființat, nu știm. S-au pensionat. Și-au căutat în privat și au văzut că nu e atât de simplu și de ușor cum este. Și că chiar trebuie să muncești în privat, că altfel... Acolo trebuie să muncești. Da. Și pe urmă tot ei înjură, dracu' ăsta privatul, alu' privatul, aveți de toate. Și să pun cu taxe, cu impozite, cu asta, cu controle, pe privatul. Ei. Da. Care privatul ține cât de cât economia... P-
privatul ține economia, ce încoace și încolo. Ia zi-mi, te-ai apucat să faci, să-i faci lui... Vreau să ne mai oprim puțin asupra lui Ștefănuț, pentru că este o poveste pe care am mai avut-o aici, anume a familiei desrădăcinate din, din România, familia asta abandonată pe umerii bunicilor sau mai știu eu ce. Da. Ce te-ai apucat să-i faci acum? Să vă spun povestea la început. Pe ei, pe Ștefănuș și pe bunici, i-am găsit undeva, au ajuns la ei undeva în februarie și am început lună de lună să le ducem alimente și tot ce e de bază în casă, ce le-a trebuit să-i asigure într-o lună de zile, de la detergent, alimente de bază, hăinuțe pentru el, și au apărut niște oameni magici care nu știu de unde au găsit și au spus că au un buget. Au strâns ei într-o firmă, niște angajați, un buget și vor să facă ceva cu acest privată. Buget. Privată. Uh-huh. Iarăși oameni magici, iarăși companie privată. Și... ANAF-ul, trebuia să vină ANAF-ul peste ei să le dea temelie. Cunosc pe cineva care să facă ceva palpabil, ceva să vadă, ceva. A zis, vrea mai mult decât, vă doresc să fac mai mult decât a trimite niște alimente. Asta m-am gândit, zic, cred că ei sunt... Am foarte multe familii care au nevoie și toți au nevoie și... mi-a fost destul de greu să aleg pe cine să dau, pe cine să nu dau și am ales totuși pe ei și am identificat situația și nevoile lor și ei trăiesc, dorm toți în aceeași cameră, în două paturi relativ de o persoană, din ce am observat, și mai au o cameră, să zicem, mai bunicică, camera de la drum, cum se spune la țară, care nu locuiau în ea, că nu aveau tot ce trebuie, exact cum se vede și în poze. Aici a fost o sobă, soba veche. Sobă, cred că mai bine de 100 de ani, pentru că e un model de sobă care nu l-am mai văzut. Era făcută din chirpici, de nu era din teracotă. Și am zis, ce-ar fi să renovăm lui Ștefănuț această cameră și să-i o facem să fie wow pentru el, dar pentru noi să fie o cameră normală. Și ei au fost, oamenii care aveau acel buget, au fost de acord. Am zis, hai să începem. Au cumpărat o sobă, un birou și un scaun. Și apoi am zis, trebuie să pornesc o acțiune. Dacă oamenii ăștia au venit de nicăieri și au zis că vor să ajute, hai să continuăm aceasta, că nu este de ajuns decât atât, trebuie să le renovăm toată camera. Și am gândit și am zis, hai să facem, începem o acțiune. Și am zis, decopertăm până la zidul de chirpici, punem plasă de Buzău, tencuim, punem polistiren ca să țină temperatura, căldura, turnăm șapă că este pământ jos cu carton și cu un preș, schimbăm ușă, punem termopan, lustră nou, am primit televizor, am calculatorul, urmează să mergem acum, tot, am primit tot de la oameni magici, am primit tot. Putem spune că este un succes și Dumnezeu ne-a ajutat să fie un succes și de data asta. Și visăm mai departe și la mai multe acțiuni, și mai mari și mai frumoase. Stai seama, eu mă gândesc cum ar fi ca orice, nu știu, să orice om să înfieze o familie, cam așa ar veni, orice familie să înfieze o familie. Asta e cea mai bună idee și cea mai constructivă. Înfiază o familie, poate te gândești și la treaba asta, să facem o acțiune prin care o familie, orice familie din București, din orașele cu putere financiară, chiar de lângă București, de lângă aceste orașe, oameni care au o putere financiară, să înfieze oarecum, nu știu dacă e un termen bun, nu, așa, este... o familie care este cu genul ăsta de probleme și să o ajute. Există o asociație Magic care au un astfel de program. Da? Magic Box se numește, dacă nu greșesc. Magic Box? Da. Unde... Am avut noi aici? Cred că am avut. Da. Ați avut pe cineva invitat de acolo din asociație. Ah, ne-ai urmărit. Da. Unde cineva, fiecare persoană în parte individ, își dorește să înfieze și lunar să trimit acolo un pachet cu cele necesare. Da. Și este o idee foarte bună. Am văzut harta, cum arată, nevoi plus ce au fost acoperite și este au un succes real. Se verzește harta? Da, da, da. Din roșu devine verde? Din roșu devine verde, da. Ce frumos! Da. De la începuturi mi-am dorit ca oamenii care dăruiesc timp sau lucruri materiale să-i
să fac legătura cu cei care primesc. Nu doar să cineva să trimită bănuți sau alimente și să știi că unde au ajuns undeva acolo. Când le crezi înfiezi, o legătură. Când înfiezi, da. Este clar că nu poate să fie o legătură la distanță. Exact. Pentru că atunci și am fi tot o familie dezrădăcinată, știi? Adică ideea de familie este de grup, de gathering, cum zice americanul. Multe familii am reușit să le găsesc acei părinți adoptivi care au început să meargă ei personal, nu trebuie să mă implice pe mine. Ideea este ca eu să găsesc familie, sunt o platformă. Noi suntem o platformă. Căutăm oameni care au nevoie și oameni care doresc și vor să dăruiască. Și îi unim. Găsim familia, găsim oamenii care simpatizează cu acel caz și îi punem acolo, între ghilimele, să aibă grijă în continuare să creeze acea relație între ei, acea relație, fără să mai depinde de noi, să mergem noi și noi mai departe să găsim alte familii și alți oameni buni. Și ideea este că le putem găsi și mai ales voi, dacă v-ați implicat în acest scouting de familii care au într-adevăr nevoie și familii care merită atenție, pentru că știi bine că sunt și oameni care nu mai împărtășesc de mult valorile. Da, din păcate, asta e partea. Valoarea de a fi om. Asta e și o parte și asta tristă cu oamenii care, cum spun, nu merită. Noi ne-am focusat pe copii, totul a plecat de la copii. Și dacă părintele, să spunem că avem, că întâlnim cazuri în care părintele lasă de dorit, aici ar trebui să intervină protecția socială. Să închidem ochii și să ne gândim tot la copii, că tot ce facem, facem pentru ei. Da, dar aici ar trebui să sesizați protecția copilului și ăstea de asistență socială, pentru că nu este normal să vezi copii care trăiesc abuzați sau bătuți sau tatăl alcoolic, măsa alcoolică sau leneș, nu vor să muncească, da. Stau pe alocații la birt toată viața. Deci da. Nu este normal și oamenii ăștia, dacă mă întreb pe mine, eu i-aș decădea din drepturi pe loc. Pe loc. Dar că este foarte greu pe urmă să-l iei pe copil și să-l înfiezi. Da. Că este o întreagă mașinărie și o înțeleg până la urmă că el e cel protejat. Dar în cazuri dintre astea evidente, nici n-ar mai trebui să stai pe gânduri. Da, așa este. Este o parte tristă a tot ce se întâmplă, că din păcate mulți indivizi, că unii nu pot să ne consideri părinți, nu au grijă de nicio culoare de copii. Și găsim copii murdari, găsim copii care nu sunt îmbrătați. Nu încerc să le caut scuze, dar încerc să înțeleg care au fost cauzele care i-au adus în situația asta. Pot să fie și subiective, dar pot să fie și de nivel comunitar, pentru că când vezi că nu mai ai, nu mai faci, nu mai ai asta, orice e în zadar, cauți alinarea cea mai ușoară. Da. Și cauți varianta cea mai ușoară. Întotdeauna căutăm varianta cea mai ușoară. Da. Legat de oameni care merită mai puțin sau mai mult, oricum copiii merită întotdeauna, indiferent ce părinți au. Despre asta e vorba. Copiii merită și noi de aici am plecat de la ideea și în momentul că avem oameni care ne spun, da, mă, dar de ce au făcut atâția copii, mă, dar de ce taică-sul bea, dar de ce maică-sa fumează? Da, știu, sunt conștient de lucrurile astea, dar copilul ce vină are? N-are absolut nicio vină copilul ăla și plus că, scuze-mă, tot din copii cu nevoi au ieșit oamenii mari ai țării ăștia, așa de-a lungul istoriei, din câte știu eu. Da. Iar acum, dacă tot avem posibilitatea și încercăm să creăm un sistem funcțional, e bine să extragem acei copii dintr-un mediu neprielnic sau să fim cu ochii și tot timpul acolo, să știm că ce dăruim ajunge direct la el și nu-l vinde taso ca să-și ia băutură sau măsa sau cine, Doamne iartă-mă, stă acolo. Pentru că e greu, dar este uman în același timp. Vorba ta. Copiii ăia n-au nicio vină. Copiii n-au nicio vină. Legat de cine merită mai mult sau mai puțin, următoarea acțiune, după ce o să terminăm cu camera lui Ștefănuș, abia aștept să ca acest copil în cel târziu în această toamnă să aibă camera lui și este un vis pentru el și chiar merită. Am văzut că carnețelul bunicul este un tip, un domn care tot timpul vrea să le dovedească că totul ce se întâmplă la ei este real și mi-aduce diploma, mi-a adus diploma acum de terminare a școlii, mi-a adus carnețelul unde peste tot scrie FBFBFB, engleză, tot învață foarte bine. Recomandarea pentru acest copil o am de la profesoara lui, una dintre profesoarele lui, și a zis, Marius, chiar merită să-l ajutăm. Dânsa
este alături de noi de la începutul, chiar de la începutul, cred că este prima persoană care i-am scris, ai cumva niște haine de la copilul tău și nu-ți mai i-au rămas mici, și a spus da, am, și mai uite, acum ne-a dus la acest Ștefănuț care este wow, copilul chiar este wow, mă bucur tare mult de câte ori merg. După ce terminăm acest proiect și o să... Stai că o să vorbești imediat despre următorul proiect, dar trebuie să luăm un solo spot, un minut, dragii mei, și ne întoarcem cu magia, ca să avem o noapte frumoasă în continuare.